Tatăl nostru care ești în ceruri, așa cum am cântat, așa vrem să onorăm numele Tău în adunarea noastră în seara aceasta. Prin prezența noastră îți binecuvântăm numele Tău de Dumnezeu. Și recunoaștem că ești un Dumnezeu bun și un Tată îndurător și pentru asta L-ai trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră. Și noi credem și mărturisim că în El avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Pentru că ai investit așa de mult, Tată, ne închinăm înaintea. Glorie să-ți fie adusă întotdeauna și în săptămâna care stă în față, în mod special în adunarea noastră. Mulțumim pentru deschiderea, pentru înțelegerea care ne-a arătat-o față de valorile împărăției. Mulțumim că ai plătit prețul iertării noastre. Mulțumim că ești bun cu noi. În bunătatea Ta vrem ca mulți să cunoască adevărul. Îndură-te de lucrare la Emanuel. Binecuvintează întâlnirea din seara aceasta în mod acum deosebit. Ne rugăm pentru frații care sunt musafiri. Ne rugăm pentru prietenii noștri. Ne rugăm pentru vizitatori. Doamne, pe toți să ne binecuvintezi. Întinde-ți binecuvântările Tale peste viețile noastre. Ne rugăm pentru cuvântul din seara aceasta. Pe lângă cântare și cuvânt, Duhul Tău cel Sfânt, prezența Ta prin El aici, ne va fi destul. Doamne, petreci cu noi. Ne pocăim înaintea Ta, ne smerim și cerem să petreci cu noi. Iartă-ne păcatul și fără de legea. Sfințește adunarea pentru lucrări mari, că venim la Tine în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă invit să ocupăm locurile și să continuăm să aducem glorie veșnică, glorie lui Dumnezeu. Tată ceresc, te iubesc și te slăvesc, fii glorificat în veci de veci, fii glorificat, fii glorificat. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, scrie Sfântul Apostol Pavel, că Iisus Hristos este Domnul. Aș vrea să ne mobilizăm acum toți, să mai spunem încă o dată. Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Amin. Bine ați venit la Emanuel, frați și surori, dragi prieteni, dragi invitați. Ați ales în seara asta împreună cu noi să stăm împărtășie, când ascultăm cântarea de laudă și nu în ultimul rând să stăm lângă cuvânt. Și în toate astea l-am invitat pe Dumnezeu să-și facă lucrarea prin Duhul Său cu noi. Mulțumim celor care ați venit, mulțumim special fraților din grupul El Shaddai, Dumnezeu puternic, care să vă poarte în carul biruinților sale. Totdeauna a fost o experiență bună cu voi și la Emanuel și în altă parte. Mi-am adus aminte acum cu fratele Nicolae de ultima noastră călătorie împreună. E adevărat că e de ceva vreme.
N-a fost așa de excepție în Serbia, la Belgrad și în Avârșeț. Numele lui Dumnezeu vrem să fie lăudat prin tot ceea ce faceți voi și noi și părtășia de aici, a Duhului Dumnezeu să fie cel care o energizează în așa manieră încât viețile noastre să fie copleșite și prinse de dor, de cer și de împărăție. A Dumnezeului care a venit din cer pe pământul nostru ca să ridice mai apoi mulți fii la slavă, să fie toată gloria și lauda în veci. Amin. Vă așteptăm pe voi să cântați cântarea de laudă. Și dacă ați grupat așa în trei piese, hai să se facă după voia voastră. Și Domnul să fie lăudat și numele Lui cinstit în veci. Amin. Trei cântări. Ne bucurăm să fim în seara aceasta aici cu dumneavoastră, frați și surori de la Emanuel Timișoara și spun Domnul să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze și pe cei care sunteți prieteni ai casei Domnului și fie ca în seara aceasta să fie o seară a cercetării. Duhul Sfânt să coboare aici și să ne cerceteze pe fiecare, și pe noi și pe voi deopotrivă, și să plecăm de aici transformați, plin de bucurie, plin de putere, căci prin Iisus Hristos suntem biruitori. Prima cântare spune, înalți un cânt spre Cel Sfânt. Și toate versurile următoare vin ca și cum o rugăciune am înălțat-o către Dumnezeu. Pentru toți cei care au nevoie și noi suntem chemați să mijlocim pentru cei ce au nevoie. Și Domnul să asculte și cântarea și rugăciunea noastră în seara aceasta. Amin. Înalți un cânt spre Cel Sfânt, spre Cel Sfânt. Cântul tău va înviora pe cel trudit, să ajungi, să ajungi pe cel slab, pe cel slab. Să trezești pe fețe zâmbet însorit. Răspândește-n jurul tău iubirea, ca să-ți împlinești din plin menirea. Clipele ce trec în zbor să le trăiești acum de plin. Rănile când dor tu să-nalți cântarea, celui mântuit ce-a urmat chemarea, ca să fie lumea un loc fericit, loc fericit. Ajutor, să oferi celui care trece prin adânci dureri, pe orfan, să-l îmbraci, să reverși în vieți înfrânte mângâieri. Răspândește-n jurul tău iubirea, ca să-ți împlinești din menirea. Clipele ce trec în zbor să le trăiești acum de plin. Rănile când dor tu să-nalți cântarea, celui mântuit ce-a urmat chemarea, ca să fie lumea un loc fericit, loc fericit. Viața ta, altora pe drum lumina le vei da. Un cuvânt bun și sfânt, calea dreaptă multora va arăta. Răspândește jurul tău iubirea, ca să-ți împlinești din plin menirea.
clipele ce trec în zbor să le trăiești acum de plin. Rănile când dor tu să-nalți cântarea celui mântuit ce-a urmat chemarea, ca să fie lumea un loc fericit, loc fericit. Ca să fie lumea un loc fericit, ca să fie lumea un loc fericit, fericit. Amin. Slăviți fie Domnul pentru seara aceasta, pentru ziua de astăzi, pentru acest început de an, pentru că suntem încă la început de an, suntem încă în luna ianuarie, mai avem câteva zile din această lună. Și înainte de a cânta următoarea cântare, aș vrea să vă provoc să ne oprim pentru câteva momente, pentru câteva clipe și să ne gândim la ceea ce aș vrea să vă transmit. Suntem la început de an și de obicei, și e un obicei bun, cred, de fiecare dată noi, la început de an, ne facem o analiză a ceea ce am făcut bine, ce am făcut rău în anul care a trecut și luăm decizii noi pentru anul 2015, în cel în care am intrat. Și la începutul anului citeam în Scriptură și eram în Apocalipsa, la capitolul 2, și citeam despre biserica din Efes. Și acolo, la un moment dat, acolo Scriptura spune așa de frumos, zic eu, vorbește despre această biserică și spune: știu faptele tale, știu osteneala ta, știu tot ce ai făcut, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Acum, această dragoste din tâi, nu cred că am putea să o traducem în dreptul nostru în mai multe feluri. Și m-am gândit ce ar însemna pentru mine dragostea aceasta din tâi. Mi-am adus aminte de acele momente în care, în urmă cu 18 ani, îi făceam curte soției mele. Veneam de la București, făceam de două ori pe săptămână București, aveam un business în care mergeam la București de două ori pe săptămână, conduceam o zi și o noapte și atunci când ea venea de la școală în weekend, chiar dacă veneam de la București după o noapte și o zi de condus, nu era prea mult să mă duc încă 50 de kilometri cu mașina să văd pe cine, să văd persoana dragă și persoana iubită. Zicea mama, dar lasă că și mâine o zi te culci, te odihnești și mergi mâine la ea. Și chiar dacă era ora 10 seara sau ora 11, pentru că era o dragoste reală și era o dragoste profundă și pentru că era acea pasiune, nu conta că n-am dormit o noapte sau două, nu conta că am condus 20 de ore, mergeam să mă întâlnesc cu persoana iubită. Și cred că astfel de exemple aveți fiecare în dreptul dumneavoastră. Atunci când iubești cu adevărat pe cineva, atunci când cineva drag sufletului tău înseamnă ceva pentru tine, nimic nu este prea mult. Aș vrea să vă întreb, oare ce înseamnă Iisus pentru noi în 2015? Oare ce înseamnă Iisus, acel care a stat cu mâinile întinse pe Golgota, pentru noi în 2015? Poate de multe ori spunem să mă duc la cor, la repetiție, e prea mult. Poate nu-mi place de dirijor. Poate nu-mi place că se cântă cu negative sau se cântă fără negative. Avem poate suficiente motive să spunem că nu ne place. Dar de ce să mă duc la cor? Dar de ce să mă duc la biserică și după masa aceasta? Dar pot să stau acasă? Dar chiar pot să văd pe internet? Oare aceasta este o atitudine corectă a noastră în relația cu Cel de Sus? A dat totul, a dat gloria și a venit pe pământ. Și a dat viața pentru mine și pentru dumneavoastră. Și noi găsim în fiecare zi motive prin care să nu-L slujim așa cum o merită El. De aceea provocarea mea pentru dumneavoastră în acest început de an este să mergem înapoi la acea dragoste din tâi. Să avem din nou acea pasiune să venim cu drag la biserică. Să avem pasiune să cântăm în cor cu drag. Să avem pasiune să venim și să slujim pe Dumnezeu așa cum putem fiecare în dreptul nostru.
Poate de multe ori credem că cei care stau în față sunt cei mai importanți oameni. Nu. Cred cu tărie că nu este așa. Poate cel mai important este acel care nu se vede, stă acolo și se roagă zi și noapte neîncetat pentru cei care stau în față. Dacă aici în față n-ai har, dacă aici în față n-ai Duh Sfânt, dacă aici în față nu ești plin de prezența lui Dumnezeu, a fost doar un program frumos și atât. Mi-aș dori tare mult ca bisericile noastre în 2015 să se întoarcă din nou la dragostea dintâi. Ne lipsește cu desăvârșire, îmi pare rău să spun. Dar pe oriunde mergem, vedem această, nu știu cum să-i spun, amorțeală. Nu mai avem acea pasiune, nu mai ardem. Prima formație în care am cântat eram eu și actualul păstor de la Moneasa, Sandu Dobrei. Mergeam 10-15 km cu orga în mână, pe viscol, fără mașină și nu era nimic prea greu. Ajungeam noaptea la 11, la 12 acasă, dimineața la 3 veneam la Arad cu trenul și la 7 mergeam la școală. Astăzi, dacă m-a spune să fac lucrul acesta, nu l-aș mai face, trebuie să recunosc. Dar știți de ce am făcut lucrurile acele atunci? Pentru că aveam o altă dragoste pentru Cel care ne-a creat. Asta ar fi provocarea pentru noi în seara aceasta. Pentru mine, în primul rând. Ne uităm de atâtea ori la păstor și criticăm. Am făcut-o și o fac și eu. De ce? Pentru că vrem poate să meargă lucrurile mai bine. Dar oare vă întreb, este o biserică perfectă pe pământul acesta? Oare este o biserică în care să nu existe probleme? Oare este o biserică în care să fie totul numai roz? Haideți să nu mai criticăm. Haideți să ne uităm și să ne rugăm pentru cei din față. Haideți să fie anul în care să ne întoarcem din nou cu fața spre Domnul. Cântarea spune, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și tărie ca în 2015 să avem o dragoste care să ardă pentru Iisus Hristos. Amin. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vii pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou, din nou, peste noi Tu mâna Ta, să pui și iubirea Ta să ardă noi, prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi, și să ardem veșnicii în noi cu adierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, mulți au obosit și în inimi sunt trăniți. Vindecarea lor e doar în mâna Ta. Să ne atingi pe fiecare cu puterea crucii Tale, să fim vii pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou. Haideți cu toții. Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta, s-o pui și iubirea Ta să ardă noi, prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi,
să ardă în veșnicii. În noi, cu alierea Duhului Tău Sfânt, Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta s-o pui și iubirea Ta să ardă-n noi prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi, pentru o zi, ci să ardă-n veșnicii. Adierea Duhului Tău Sfânt, Doamne, atinge-ne din nou. Cu adierea Duhului Tău Sfânt, Doamne, atinge-ne din nou. Amin, amin. Eram jos în păcat, dar Iisus m-a salvat. Lumina Lui din cer în mine a strălucit. Scăldat în harul Său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. De ce așteptăm atunci, frați și surori? Vino la Iisus, veniți la Iisus! Veniți la Iisus! Amin! Aminul vostru să fie da și cu putere! Pentru că asta ne cere Duhul. Să strigăm, vino Iisuse! Și biserica întreagă să zic amin. Amin. Domnul să ne cerceteze în seara aceasta și să ne facă să înțelegem ce înseamnă să strigăm și să grăbim venirea lui Iisus. Amin. În păcat, dar Iisus m-a salvat. Lumina Lui din cer în mine a strălucit. Scăldat în harul Său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Stai de vorbă azi cu Iisus, spune Lui ce griji te apasă. Ia al Tău suspin și să-ți dă pacea să din plin. Când simți că vrei să stai rugăciune, arde-n dor și nu-l poți spune, pe genunchi lângă Iisus ești fericit, fericit. Cărarea când e grea și raze nu-s pe ea, iar norii de-ndoială soarele-a umbrit. În ceața de păcat, chiar cerul a întunecat, eu stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Iisus, spune Lui ce griji te apasă, ia al Tău suspin și să-ți dă pacea să din plin. Vrei să stai rugăciune, ardând doar și nu-l poți spune, pe genunchi lângă Iisus ești fericit, fericit. Când umbrele se stic și ochii mei când plâng, atunci Iisus e al meu prieten neclintit. În rugăciune ia povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Iisus, spune Lui ce griji te apasă, El să
ia al tău suspin și să-ți dea pacea să din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te arde un dor și nu-l poți spune, nu mai pe genunchi lângă Iisus ești fericit, fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Iisus, vino, spune-l ce griji te apasă, el să-i ia al tău suspin și să-ți dea pacea să vin plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când te arde dor și nu-l poți spune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit, fericit. Amin. Amin. Am găsit poezia aceasta scrisă de Sir Francis Drake în 1577 și mi s-a părut atât de actuală, de parcă cineva ieri și-ar fi pus sufletul pe hârtie, și de aceea îndrăznesc să o împărtășesc cu dumneavoastră. Tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți de noi înșine, când ne se împlinesc visurile pentru că am visat prea mărunt și când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am văslit prea aproape de țărm. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea pentru pâinea vieții. Când îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic să ne avântăm în mările învolburate, în larg, unde furtunele ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi, cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste. Îți cerem acestea în numele Capitanului nostru, Domnul Iisus Hristos. Amin. Sângă și păcat, la Iisus e mântuirea și
Da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Celui slab îi dă tărie, face drum prin vijelii, toarnă râuri prin pustie, schimbă noaptea-n zor de zi. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. În ispite stă aproape ajutorul să ni-l dea. Domnul poate să ne scape, brațul lui nu va cădea. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. El a spus că niciodată nu ne lasă părăsiți. Poate iadul să se zbată, stăm cu Domnul neclintiți. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Sângele lui spală orice păcat. O cântare dragă de-a fratelui Ionică, cântarea lui de suflet, care ne leagă multe amintiri, ia pe amândoi. Știi tu cine este Iisus? Vorbeam sâmbătă seară, adică ieri, o cunoștință. Eram la ea acasă și mi-am dat ceva. Ziceam lui, băi, cum stă mă cu credința, mă? Mă zic, atâta mă simt de gol. Mă, parcă nu mai cresc. Parcă nu reușesc să mă adun puterile.
Parcă tot e vin așa peste noi și mă enervez și păcătuiesc și iar iau de la capăt. Vă zic, dar e o nădejde. E o nădejde. Care e nădejdea aia? Nădejdea în harul care va fi arătat la venirea Lui. Când zicea și Ioan, copilașilor, dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Un paraclet, așa cum mai le place la alții așa să folosească cuvinte, așa să pară un pic mai distinși. Așa cuvinte mai în greacă, mai în ebraică, sună bine. Dar e bine un apărător, eu zic că e un cuvânt românesc bun. Ei, dacă noi ajungem acolo, așa cu capul plecat, nu cu mândrie, ei, dacă l-avem ca avocat pe Domnul Iisus, nădejdea e bună. Dacă suntem din oile Lui, care în viața asta i-am auzit glasul și ne-am dus după El, nădejdea e bună. Dar dacă avem o religie, nu face doi bani. Poți să fie oricare aia din aia 30.000 de forme creștine care sunt la ora asta, tot e după o Biblie făcută. 30.000 și știți care e partea bună? Toată lumea zice că El are dreptate. Dacă îl întreb pe ortodox, El e pe calea cea dreaptă. Dacă ne întreb pe noi, mă frate, noi suntem cam aproape. Dacă ne întreb pe frații penticostali, mai noi avem ceva în plus. Ne mai rugăm, mai prorocim, mai spunem câte una alta. Dacă întreb adventiști, mă, voi sunteți pe lângă. Păi nu știți nimic, mă, fără sabat sunteți morți. Dacă întreb pe cei credincioși după Evanghelie, înainte sau după, dacă ei pe toți la rând, toți au dreptate. Și care biserică adevărată? Una. Una. Eram într-un sat și n-am găsit biserica. Zic, băi, frate, era un om pe acolo, cam duminică, așa după masă, cam ăia pe centru, care mai mărg acolo în centru. Și zic, mă, zic, câte biserici aveți voi pe aici? Bă, zice, multe. Și atunci mi s-a prins becul. Mă, zic, cum sunt multe, mă, că tot suntem după Biblie. De aia trebuie, ori în care am fi noi, că fiecare zice că a Lui mai bună și nu o lasă, nu o lăsa. Ținite. Numai să fii în trupul ăla lui Hristos, amin, pe care îl zidește El. Amin. Și mireasa aia Lui, care cum o fi atunci la sfârșit? Fără pată și fără zbărcitură. Amin. Deci în aia să fim. Cum zic că ceilalți au luat Allah, mai zice, Allah e în vârf și noi suntem de rota. Apoi fiecare ajungem cum putem în vârf. Oare? Zicea Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dragostea aia din tâi, aia trebuie să ne întoarcem, cum zicea și Unică. Și la dragostea asta, care, focul ăla care când ne-am pocăit, am avut așa un avânt muncitoresc, așa. Dar și la dragostea aia din tâi, adică la Iisus, ăla e dragostea noastră. Amen. Dacă se îndură de noi, ne umple de putere, zice că Domnul-i Duhul. Și unde-i Duhul, e slobozenie. Deci noi dacă ne rugăm pe Duhul să vină aici, și Iisus, că doar să aceeași. Mărit să fie Domnul. Amen. Amen. Nu știm cum o fi, câte bombe ori mai fi, nu ori mai fi. Dar noi să ținem tare. Predica fratele Ianu Vici că, băi, zice, dacă statul dă porunci împotriva noastră, noi să ascultăm de Domnul. Amen. Noi să fim o lumină. Noi avem o mărturie. Fiecare acolo unde e. Acolo unde ești tu, la lucru, unde, în parcare, unde te enervează nu știu care. Măi, oare Iisus ce-ar face în locul meu? Ar lua zbicul și-ar da. Sau ar fi blând și smerit cu inima. Depinde, Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Amin. Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui Fiul este El? Știi că Tatălui e Dumnezeu? Mărit să fie Domnul. Amin.
Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este iubește-o, iubește, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar. Iubește să fii mântuit. Știi tu cine este Iisus? Cine de moarte te-a scăpat? Cine ți-a dat har și ție, și ție, ca să fii pe veci răscumpărat? Va da viață în dar, iubește-L să fii mântuit. Amin. Sper să mă ierte băieții pentru provocarea care am să le lansez în momentele următoare. Vreau să rămână pe poziții și să cântăm împreună. Chiar dacă nu am repetat cântarea următoare, sunt convins că va ieși pentru că e o cântare care o știm și face parte din viața noastră. Face parte din modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în dreptul fiecăruia din noi. Am căutat rostul vieții, c-am ajuns rob acestor căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de chin și de mari dură. Mi-e șters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. N-am schimbat temerile într-un cânt glorios
viața mea. Bucurii am în inima mea, neîncetat o cântare spre lauda sa. Ești frate Adi, a mers. Și ei nu au avut nicio emoție. Și noi ne-am bucurat să vă ascultăm. Mulțumim pentru slujirea de până aici. Domnul să fie lăudat în continuare. Am vrea să rupem un pic așa ritmul sau cântarea și să ne unim noi cu toți în cântare și apoi să stăm la rugăciune. Și în rugăciunea noastră să mulțumim Domnului pentru ce ne-a pregătit în săptămâna ce vine. O, predicarea de atunci, cântarea de atunci și tot ce se întâmplă atunci, e clar că e sub ocrotirea lui Dumnezeu, prin prezența Duhului Său cel Sfânt, va fi totul la superlativ. Aș vrea după cântare apoi să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie cel care copleșește adunarea prin prezența Lui, nu? Și viețile noastre să fie cercetate, viețile prietenilor, ascultătorilor, invitaților noștri și ele să fie așa luminate de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care în stare să facă lumină, nu? Amin. Nu poate predicatorul, dar poate Dumnezeu. Amin. Nu, lucrarea de mântuire nu e lucrarea noastră sau oamenilor, este a Duhului lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu care lucrează. Amin. Și rugăm așa să lucreze Domnul, să simtă confortabil, liber aici în adunarea noastră. De aceea, haideți să ne eliberăm de orice prejudecată, de lucruri care sunt păcătoase în viața noastră. Stăm în Duhul smereniei și a pocăinței în seara aceasta cu toată adunarea, că luni și marți nu știm cât o fi, dar acum suntem toți, nu? Dar de miercuri toată adunarea va fi cel puțin ca și în seara asta. Vă mulțumim, Dumnezeu să fie lăudat și numele Lui cinstit în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm, ne unim în cântare și apoi stăm în rugăciune și aș vrea să-l rog pe fratele Iorga Emanuel să ne conducă în rugăciune, pe sora Muntiu Aspazia și pe fratele Dan Florian. După cântare, voi ne conduceți în rugăciune, țineți minte lucrurile care le-am spus aici. Vă mulțumesc!
convins, Doamne, că Tu ești aici, fiindcă Tu ai spus la pomul de lume. Se întâlnesc mai mult decât doi și trei, Doamne, Tu ești aici. Am venit aici, Doamne, ca să ascultăm cuvântul Tău, să Te mărim și să Te binecuvântăm. Aleluia! Te rugăm acum, Doamne, Tu să binecuvintezi cuvântul. Amin! Să ne dai, Doamne, înțelepciune, să-L ascultăm, amin, să-L traducem în fapte, Doamne. Te rugăm pentru săptămâna care urmează în mod deosebit, Doamne. Pentru Tine și datorită Ție, datorită bunătății Tale, Doamne, datorită meritului Tău, Doamne, vrem ca și alții să Te cunoască. Amin. Te rugăm, Doamne, Tu binecuvântează frații, surorii, prietenii care vor veni aici. Amin. Și ajută, Doamne, ca cuvântul Tău care se va vesti, Doamne, să dea roade. Amin. Doamne, pe noi fă-ne mai bun, Doamne, fă-ne ca în așa fel, ca tot ceea ce gândim noi, tot ceea ce vorbim, Doamne, să se traducem în fapte, Doamne. Să dovedim, Doamne, că Te cunoaștem pe Tine. Amin. Te lăudăm și Te binecuvântăm, Dumnezeul nostru. Amin. Amin, amin. Să fie la numele Domnului Iisus. Ca orice inimă va auzi, orice suflet care va asculta, orice nume care va fi chemat în casa ta, să aibă dor de tine. Amin. Să aibă dorința de a Te cunoaște, de a primi la Tine și de a fi de inima, ca să lucrezi prin noi copiii Tăi și să ne asculți prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus. Pentru noi a venit, Doamne, și pentru poporul acesta a venit ca să își dea viața să-L răspundă. Ne dorim, Doamne, ca Tu să faci lucrul acesta și să Te înduri și să ne asculți. Doamne, Tu ești Doctor, Tu ești Mântuitor, Tu ești Sfântul pentru noi. De aceea Te rugăm să rămâi la lucru, Doamne, în viața noastră și a tuturor celor care Te cheamă și biserica noastră. Doamne, Te rog să rămâi stăpânul nostru. Amin. Fii binecuvântat că ne-ai ascultat și ne asculți în fiecare clipă. Amin. Amin. Să-ți mulțumim pentru clipele de har care le petrecem în casa Ta. Mulțumim, Părinte din Cer, pentru tot ceea ce ne dai. Doamne, îți mulțumim pentru cercetarea care ne-o faci în fiecare clipă. Părinte din Cer, mulțumim că prin harul Tău suntem mântuiți. Mulțumim că, datorită auzirii cuvântului Tău, suntem aici. Doamne, fă-ne și pe noi mesageri ai cuvântului Tău și vești bune. Doamne, dă-ne putere să mergem și să spunem la cei din jurul nostru. Doamne, mulțumim că ne-ai așezat între oameni și acolo putem să Te mărturisim pe Tine prin faptele, prin vorbele noastre. Te rog, Doamne, să ne călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne încurajezi. Doamne, pe cei pe care i-am invitat, Te rog, Doamne, Tu să-i convingi, Doamne, să vină la Tine. Doamne, mulțumim că ne-ai cuprins și pe noi în această lucrare. Ajută-ne ca să ne facem parte în lucrare. Știm că Tu vei face mai mult decât noi putem, dar mulțumim că Tu o vei face. Te rog, Părinte din Cer, în mod deosebit, pentru cei care vor vesti cuvântul în această săptămână, Doamne, împiedică pe cer rău să-și facă el lucrarea și ajută-i ca ei să vină la timp aici și să poată spune cuvântul Tău și celor care îi vor veni aici. Doamne, cercetează-i pe ei prin cuvânt și, Doamne, dorim ca și ei să Te recunoască ca Domn și Mântuitor în viețile lor. Doamne, binecuvintează pe fiecare vorbitor, îmbracă-l în Tine și Tu să vorbești prin el. Spre gloria Ta cerem toate acestea. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Frații de la Rad mai au două cântări.
m-ai cunoscut și m-ai ales pentru tine. Puterea ta, prin mâna ta, oriunde merg e cu mine. Aleluia, strig către tine, gloria ta în viac va ține, când vei reveni, ne despărțiți vom fi și în veci slava ta o voi vedea. De cânta această minunată cântare. Legat și de provocarea care am făcut-o la început și de ceea ce spunea fratele Maleș înainte de rugăciune. Vă așteaptă o săptămână în care seară de seară aveți un har minunat. Un har să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos în fiecare seară în locul acesta. Ce spun acum nu vreau să fie șantaj emoțional și o spun cu toată responsabilitatea. Adi nu vede și acest lucru nu îl împiedică să alerge în stânga și în dreapta și să laude pe Dumnezeu. Cred că ar avea multe motive de multe ori să stea acasă. Oare ați încercat să vă puneți pentru un minut în pielea lui? Să nu vezi? Ce ați putea să faceți ca și biserică în săptămâna care stă un lucru simplu și banal? Ce ziceți dacă fiecare dintre dumneavoastră și-ar lua angajamentul în fața Domnului ca măcar într-o seară să aducă o persoană cunoscută, dragă, un vecin sau un prieten care nu-L cunoaște pe Domnul? Oare îl place Domnului acest
acest fapt, vă provoc să nu vă lase Duhul Sfânt în săptămâna aceasta, pe nimeni din locul acesta, până ce nu, în cel puțin într-o seară, fiecare să aducă cel puțin un coleg sau o colegă. Știți care e datoria noastră? Să-i aducem aici pe oameni, să ne rugăm pentru ei, cuvântul să fie semănat și mai departe Dumnezeu să-și facă el lucrarea. Amin. Amin. Ultima cântare spune, minunat, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, așa cum este în cer, așa să fie și în locul acesta. Amin. Amin. Mulțumim și pentru cântarea asta. A fost grozavă. Anunțăm adunarea noastră că cel mai apropiat servici, mâine seară la ora 6:30, marți seara la 6:30, suntem în zi de rugăciune, de post. Punem deoparte pentru Domnul zilele acestea, în mod special rugăm adunarea, frații și surorile, să nu uitați că putem fi folositori lucrării. Ne unim în rugăciune pentru cei din casele noastre, pentru prieteni, pentru invitați. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Mâine seara la ora 6:30 ne întâlnim în sala mică și marți seara la 6:30 și apoi miercuri, joi și vineri la 6:30 suntem așteptați împreună cu cei care sunt predicatorii și evangheliștii pentru noi în aceste zile. Pentru miercuri seara fratele Nelu Moț va sluji aici cu grupul lui de cântăresc tot de la Arad, apoi joi este slujirea fraților din adunarea noastră, pentru vineri așteptăm pe fratele Kentucky și Mureșan Marius să fie împreună cu noi, apoi lucrarea corului a fost anunțată, voi o știți, nu mai reluăm acum,
sâmbătă sunteți în repetiție, ca mai apoi duminică, să putem încheia aici în casa Domnului. De dimineață este cina Domnului, după masă la ora 18, după același program de duminică, vă așteptăm să ne slujiți și credem că Domnul în felul ăsta ne va da un timp bun. A Lui să fie toată slava și lauda în veci. Amin. Sora Felicia sună din America și acum dacă sună din America și de la New York, cu fratele Puiu Schipper a zis, tatăl meu este la spital. Numai joi a fost aici în curte, bisericii, și a zis, nu vă mai trebuie așa un muncitor, eu am 85 de ani, aș putea să fac față nevoilor de aici. Cu gluma lui așa, cu vorba lui, ca ieri să-l ducă la spital și acum e cu o parte într-o lătură. Ne rugăm pentru sănătatea fratelui Vasile. Vă mulțumim că facem asta, o faceți în numele Domnului Iisus, rugați de familia Schipor. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm din nou, ne unim în cântare și ne închinăm cu darurile de bunăvoie. El ne-a iubit, venit în lume, noi cei pierduți, să fim salvați, prin sânge sfânt, părăsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat. Iisus este cea care ne dă această extraordinară nădejde care biruiește și viitorul, teama de viitor și teama de moarte. Știind că-i viu, voi învinge teama. Știind că-i viu,
voi avea nădejde că într-o zi îl voi vedea. Da, ochii mei îl vor vedea atunci când el va veni. Despre această fericită nădejde a revenirii lui, a răpirii miresei lui Hristos, a bisericii lui Hristos, ne vorbește cuvântul Scripturii în această seară. În 1-a epistolă apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13, este pasajul clasic din cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament despre nădejdea răpirii, așa că în această seară dorim să ne deschidem inima la citirea și vestirea acestui cuvânt, pagina 1160. După citirea acestei părți din cuvânt, vreau să rog pe fratele Nicoară Senior să ne conducă în rugăciune și apoi ascultăm corul și după aceea, după cor, încă o dată grupul fraților Reșa dai laudă pe Domnul printr-o cântare, credem noi, legată de revenirea Domnului Iisus. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Deci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul lui un arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. Știm, Doamne, că Tu ești prezent în mijlocul nostru. Slavă Ție, Doamne! Tu ești prezent și în inimile noastre. Da. Doamne, Tată Ceresc, curățește inimile noastre. Amin. Dă-ne o inimă de carne, nu de piatră, Tată Ceresc. Curățește-ne, Doamne, că numai Tu ne poți curăți. Așa, Doamne. De orice nu e după voia Ta. Neprihăniților, să se bucure în Domnul. Amin. Doamne, Tată Ceresc, în bunătatea Ta, Tu ești mai sus de toate cerurile și Tu privești ce se face pe pământ și ce se face în cer. Numele Tău să fie binecuvântat. Amin. Tu ai scos pe sărac din gunoi, Doamne, și ai așezat pe cei mici cu cei mari, pe cei sărați cu cei bogați. Slavă Tu pe ești acela ași în veci. Slavă Ție, Doamne. Doamne, Tatăl Ceresc, binecuvântează acești sfinți care au cântat spre slava Ta. Amin. Doamne, Tată Ceresc, dă-le înțelepciune și putere. Amin. Dă-le înțelepciune, Tată Ceresc, să meargă pe calea Ta cea strâmtă, Doamne. Amin. Și ori de câte ori, Tată Ceresc, sunt chemați să cânte spre slava Ta, Amin. Dă-le înțelepciune și putere să cânte numai de numele Tău. Amin. Tată Ceresc, în bunătatea Ta, Tu acela care ne-ai izbăvit de păcat, Doamne, și am fost robe ai păcatului. Tu ești acela ași în veci, Doamne. Și ne-ai făcut robe ai Tăi, Doamne, Tatăl. Și ca rod este sfințirea. Ajută-ne, Doamne, să ne sfințim. Amin. Și în sfârșit, viața veșnică, Doamne. Amin. Că pentru că sfințenia este podoba casei Tale. Tatăl Ceresc, dă înțelepciune și putere robului Tău. Amin. Să curgă din el un cuvânt, Doamne, Amin. De zidirea sufletelor Amin. Noastre. Amin. Și amări și ascluvi numele Amin. Tău, Tatăl Ceresc. Dă-ne, Tată, puterea, Tată, Amin. Să Te urmăm pe Tine, să mergem pe calea crucii, Tată. Amin. Doamne, știm, Doamne, că ești alături de noi în orice clipă, Doamne, Amin. Ca să nu uităm niciodată că ești Domnul și Mântuitorul nostru, Tatăl Ceresc. Slavă Ție, Doamne! Slavă și mărire îți aducem și în această seară. Amin. Binecuvintează tot ce se va face aici, Doamne. Amin. Că ce binecuvintezi Tu rămâne în veci binecuvântat. Amin. Binecuvintează, Tatăl Ceresc, lucrarea mâinilor Tale, Tatăl Ceresc. Binecuvintează lucrarea mâinilor noastre. Binecuvintează familiile noastre. Binecuvintează copiii noștri, Tatăl Ceresc. Binecuvintează și dă înțelepciune tuturor oamenilor ca să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor, Tată Ceresc. Că în lumea aceasta suntem trecători ca o frunză pe apă. Doamne, Tată Ceresc, fără Tine suntem un nimic pe acest pământ. Tată Ceresc, și în serile care urmează, dă putere, dă înțelepciune să vină toți care vor să Te cunoască, Tată Ceresc. La Tine totul este cu putință. Dă și fă, Tatăl Ceresc. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile.
Deci ce avem de făcut? Să venim la Iisus. Este mult mai mare decât păcatul meu. Și dacă cineva din seara aceasta spune că păcatul lui nu poate fi iertat, la Scriptură spune că poate. Vino la cruce, la Iisus. Și dă-ți păcatul acolo, ca în sângele lui Hristos să fie iertat de păcate. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la cruce Dumnezeu ne-a răscumpărat prin jertfa lui Iisus. Și că în sângele Lui suntem spălați de orice păcat, glorie Lui. Credeți lucrul acesta? Slavă Domnului! Dar credeți și lucrul acesta ce scrie în Scriptură, că Domnul nostru vine? Domnul vine, slavă Lui! Și să spunem cu toții, vino Doamne, să grăbim venirea Lui! Și suntem binecuvântați de El. Amin. Este piața, larma străzi a amuțit, s-au oprit secerătorii și zidarii s-au oprit. Încă mine e tăcere, lucrul tot a încetat, tot pământ Sfântul stă și-așteaptă pe slăvitul împărat. O, Domnul vine, da, Domnul vine, glasul Lui măreț răsună și chipul Isaiei vine. Domnul vine, da, Domnul vine, slavă, El vine pe noi. Preamă de bucurie, toți acei răscumpărați, cei din corturi reînnoite, cei din temnițe scăpați, copilașii și cei vârstnici, mână-n mână stau cântând, și Iisus și toți tresaltă, îmbrăcați în alb veșmânt. Se aud mulțimi de care, se aud mulțimi de oști, la glasul de arhanghel, cele vechi au dispărut. Îmbrăcat în sărbătoare, lângă marea de cleștar, corul sfinților răsună, intonând mărețul har. Glorie Lui! Domnul nostru vine, da, Domnul vine, glasul Lui măreț
fața-i s-a ivit. Domnul nostru vine, da, Domnul vine, slavă, 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 El vine pe nor. Da, Domnul vine pe nor. Aleluia! Slavă Lui! Domnul nostru vine! Maranata, vino, Doamne Iisuse! Amin! Știți cum se numește în limbaj sportiv ce a făcut frața acum? Minge la fileu! Minge la fileu! Mulțumim! Mulțumim! Am fost binecuvântați în seara aceasta într-un mod extraordinar! Nu vreau să repet aceleași fraze, să intre așa într-o rutină, într-un clișeu, că ne-am bucurat iarăși de o seară de har, dar asta e realitatea, a fost o seară de har, pentru că Domnul a fost aici și ne-a atins prin Duhul Sfânt Său, ne-a atins prin mesajul cântărilor, ne-a atins prin mărturia voastră, Domnul să vă binecuvinteze. Am văzut și în seara aceasta pe El Shaddai, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu măreț în faptele Lui de mântuire și de izbăvire, pe care le face pentru poporul Său, slăvit să fie numele Lui. Amin. Așa le-a pus Duhul Sfânt împreună și din cântările voastre și mărturia voastră am fost impresionat de fratele Nicoară, de data asta, juniorul, care ne-a spus ceva la momentul respectiv despre nădejdea bună pe care o avem în Hristos. În seara aceasta, dacă ești aici și dacă îl cunoști pe El și dacă te-ai întâlnit cu El la crucea Lui, dacă viața ta a fost atinsă de sângele Lui și dacă tu te-ai încrezut în jertfa Lui și în învierea Lui din morți, dacă ai în tine Duhul Sfânt, dacă ai în tine nașterea din nou, atunci tu ești beneficiarul extraordinar al acestei nădejde, cea mai măreață și mai glorioasă nădejde. Dar dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai toate aceste lucruri, oricine ai fi în lumea asta, oricare ar fi starea ta, oricare ar fi statutul tău social, oricare ar fi poziția cu care te mândrești în societate, n-ai nicio nădejde. Copiii lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, sunt oamenii care au parte de cea mai glorioasă nădejde posibilă. Seara aceasta, frații au cântat despre această nădejde. Fratele ne-a spus despre faptul că dacă nădejdea noastră este legată de Hristos și de revenirea Lui, asta e nădejde bună. Nădejdea noastră nu stă în membralitate la o anumită confesiune, ci nădejdea noastră este legată de o persoană și de revenirea Lui glorioasă. Apoi am fost atins așa de mult, aproape până la lacrimi de cântarea fratului Adi Hente, m-am bucurat să îl revăd. Domnul să te binecuvinteze, Adi. Când vei reveni, nedespărțiți vom fi și în veci slava ta o vom vedea. Adi, va veni ziua aceea în care Domnul îți va da un trup de glorie, ochi care pot să vadă lumina. Și ție, și fiecăruia dintre noi, indiferent de boală, de handicapuri care le avem la momentul acesta, fiecare într-un fel sau altul, într-o zi, pentru că avem această nădejde, vom primi trupuri glorificate, slăvit să fie Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să ne bucurăm de această nădejde. E un text atât de simplu și cunoscut al Scripturii, care le auzim citindu-se de multe ori la înmormântări. Nu este înmormântare în seara aceasta, este bucurie în Duhul Sfânt, pentru că împărăția lui Dumnezeu este neprienire și bucurie în Duhul Sfânt. În seara aceasta ne-am bucurat în cântare și ne bucurăm în cuvânt. Cuvântul acesta este un cuvânt nimerit și potrivit și l-a pregătit Domnul în seara aceasta să ne-l dea. La acest început de an, un an nou în care nu știm dacă vom ajunge până la finalul ei, un an până la finalul lui, un an care a început și a debutat cu tot felul de lucruri tragice,
cu acțiuni teroriste la Paris, cu tragedii care s-au întâmplat în Nigeria, cu lucruri care le auzim despre statul islamic în Siria, în Irak și sunt alte lucruri la care ne putem aștepta. Dar, dragii mei, Domnul nostru vine. Aceasta este fericita noastră nădejde. Este evenimentul care îl așteaptă Biserica lui Hristos și își vrea ca dragostea noastră față de Domnul, acea dragoste de întâi pe care unii dintre noi am pierdut-o și despre care fratele ne-a spus la început și care trebuie să o regăsim, să o regăsim atunci când lăsăm ca această nădejde să se înflăcăreze în inima noastră. Dacă această nădejde care a fost cândva în viața ta, în viața mea, a fost o nădejde care a luminat cu putere, iar acum abia pâlpăie. Lasă ca Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să o reaprindă. Lasă ca Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să înflăcăreze această nădejde. Și așa cum a spus Adineaur, dacă ești copil al lui Dumnezeu și ești născut din nou și ești parte din mireasa lui Hristos, ai dreptul să te bucuri și să speri. Această nădejde nu este o teorie goală, este o nădejde cu implicații extraordinare, implicații practice în viața de zi cu zi. Ioan ne spune că cine are această nădejde se curățește după cum el este curat. Ioan ne spune că dacă credem cu adevărat că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și că El va reveni, în ziua în care El va veni și când ochii noștri îl vom vedea, spune, vom fi ca El. Ca El! Oricine are nădejdea aceasta, la gândul că va fi ca El, nu stă nepăsător de starea lui spirituală, nu stă nepăsător de progresul lui în sfințenie și în asemănarea cu Hristos, ci dimpotrivă își dă toate eforturile să pună la dispoziția lui Dumnezeu lupta cea bună a credinței, pentru ca în ziua aceea să nu fie făcut de rușine când îl va vedea față în față. Doamne, ajută-ne la aceasta. Doamne, ajută-ne să ne sfințim, pentru că avem nădejdea aceasta. Și pentru că avem nădejdea aceasta și pentru că suntem într-o săptămână de evangelizare, nădejdea întâlnirii cu Domnul și a revenirii Lui este cea mai extraordinară motivație pentru evangelizare. Pentru că noi știm că Domnul va veni și vom putea grăbi venirea Lui atunci când Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită tuturor națiunilor, atunci va veni sfârșitul. Doamne, ajută-ne ca prin nădejdea care o avem în revenirea Ta, în răpirea credincioșilor, să putem grăbi această zi, mărturisindu-Te pe Tine cu ardoare. Amin. Nădejdea aceasta este bazată pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe basme, nu pe povești. Săptămânile acestea, lumea evanghelică din America este răscolită de un fapt interesant. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de cărți care descriu, în ghilimele, experiențele unora care au fost la cer și s-au întors înapoi. El a fost tradusă și în românește. Cartea la care fac referire și care este intitulată Băiatul care s-a dus în cer și s-a întors înapoi este o carte care a fost tradusă și în limba română și a devenit un fenomen în ce privește vânzările. În America s-a vândut peste 1 milion de exemplare. Asta arată fascinația pe care cei credincioși au cu privire la viața de după moarte și la aceste fenomene. Știi ce s-a întâmplat? Autorul acestei cărți, sau mai bine zis, coautorul, era vorba de un băiat și un tată. Tata a scris experiența băiatului care era de 6 ani în momentul acela când se zice că a avut un accident și a ajuns în cer. Băiatul a mărturisit peste 10 ani că acele lucruri scrise în carte sunt pur și simplu minciuni, fabricații. Băiatul acesta a avut un accident, dar n-a fost în cer și nu s-a întors înapoi. Toată relatarea a fost fabricată de tata lui, care a căutat notorietate și care a speculat setea de senzațional într-o vreme în care mulți creștini își pleacă urechile să audă lucruri plăcute și își gâdile urechile și își dau învățători după poftele lor pentru că nu rezistă adevărului. Și de asemenea companii creștine, edituri care caută nimic altceva decât îmbogățirea, cu părere de rău trebuie să spunem, au speculat lucrul acesta și au popularizat o minciună.
Cartea s-a bucurat de un succes extraordinar, așa cum am spus, a fost tradusă în multe, multe limbi, inclusiv în limba română. Dar știți care a fost mărturisirea băiatului, care este eroul principal? A scris o scrisoare în care a mostrat cei care i-au publicat cartea sau mărturia, în care i-a mostrat pentru naivitatea lor și pentru faptul că încearcă să profite de pe urma naivității altora. Și i-a îndemnat pe cititori să nu se încreadă decât în cuvântul lui Dumnezeu. Cel puțin e o dovadă de pocăință. Asta este ceea ce trebuie să facem și noi. Dragii mei, nădejdea noastră, nădejdea întâlnirii noastre cu Domnul, nădejdea faptului că vom fi cu El o veșnicie întreagă, nu se bazează pe relatarea unora sau altora care pretind că au fost în cer și s-au întors înapoi, nu se bazează pe istorisiri închipuite, ci se bazează pe cuvântul de nezdruncinat al lui Dumnezeu, pe promisiunea Domnului Iisus, care a spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua să fiți împreună cu mine. Și în seara aceasta ne ancorăm credința noastră, ne ancorăm nădejdea noastră în cuvântul lui Dumnezeu și numai în El, slăvit să fie El. Pentru că acest cuvânt ne este îndeajuns. Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor, bisericii din Tesalonic pe care el a întemeiat-o și pe care a lăsat-o fiind nevoit să fugă de acolo datorită amenințărilor iudeilor, a lăsat-o într-o stare de persecuție. După ce a petrecut timp cu ei, după ce i-a învățat tot planul lui Dumnezeu, inclusiv doctrina revenirii Domnului Iisus, inclusiv doctrina răpirii bisericii, în biserica din Tesalonic însă, în vremea în care Pavel scrie, au apărut frământări în legătură și temeri în legătură cu soartea celor care au murit, care au adormit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel i-a învățat tot adevărul cu privire la învierea din morți, la revenirea Domnului Iisus pentru a-și instaura împărăția. Dar acum și ei așteptau acest eveniment în generația lor. Avem indicii din epistolele Noului Testament că creștinii din primul veac, la 20-30 de ani după moartea și învierea Domnului Iisus și înălțarea Lui la cer, l-așteptau cu nerăbdare, credeau că El va veni în generația lor. Faptul însă că n-a venit. Și faptul că unii dintre ei au început să plece la Domnul să moară, i-a pus pe gânduri. Ce se întâmplă cu ei? Care este starea lor? Vor intra sau nu în glorioasă împărăție pe care El va veni să o instaureze? Vor sta în starea aceasta, trupurile lor moarte, vor sta în mormânt până la în ziua aceea a mare a Domnului? E bine, Apostolul Pavel scrie cuvintele acestea ca să le arate cei care au adormit în Domnul și toți cei credincioși, de fapt, au o mare, mare nădejde. Așa că aș vrea să ne uităm, mai întâi de toate, la primele trei versete din textul acesta, începând cu versetul 13 până la 15, și să vedem această mărturie despre răpire, care aduce nădejde celor credincioși. Zice Pavel în versetul 13: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Nu voim să fiți în necunoștință, spune Pavel, despre cei ce au dormit. Când Pavel scrie cuvintele acestea, ne paște un anunț important, spune: fiți pe fază, vreau să fac un anunț important. Vreau ca niciunul dintre voi să fie în ignoranță cu privire la planul lui Dumnezeu. Ce binecuvântați suntem! Știm că Dumnezeu ne-a descoperit planul Său. Nu ne-a lăsat să orbecăim, nu ne-a lăsat să bâșbăim, ci ne-a descoperit lucrurile pe care El a considerat necesare, că trebuie să le știm. Nu tot. Nu tot ce am fi curioși să știm. Nu toate lucrurile care ne-ar place poate să le știm despre viața viitoare, dar exact lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le știm și de care avem nevoie pentru ca să avem nădejde, El le-a revelat în Scriptură. Și aceea Pavel spune: nu voim să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit. E o expresie frumoasă cu privire la cei ce au plecat la Domnul. Au adormit. În mod clar, nu se referă, moartea este asemănată cu un somn.
nu se referă la somnul sufletului, așa cum spun unii. Noi nu credem într-un somn al sufletului. Noi credem că după moarte, când la moarte se desface când se desface trupul acesta, partea aceasta care este țărână, de partea imaterială pe care Dumnezeu a pus-o în noi, Duhul de viață de la Dumnezeu care se duce la Dumnezeu, care l-a dat. Noi credem că trupul nostru intră într-un somn, dar Duhul nostru intră într-o realitate conștientă a prezenței lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, vreau să mă duc, sunt strâns din două părți, vreau să mă duc pentru că e mai bine la Domnul. A fi acasă în trup înseamnă să fii departe de Domnul, spune el în Corinteni. Dar a fi afară din trup înseamnă să fii acasă la Domnul. Amin? Amin. E o existență conștientă în prezența lui Dumnezeu, nemijlocită a lui Hristos, a sufletelor celor credincioși. Însă trupul este descris ca fiind ca intră într-o stare de odihnă. Chiar termenul folosit de vechii greci pentru cimitir, chemeterion, înseamnă loc de odihnă. Când ne ducem prin cimitire și ne uităm la epitafurile care sunt scrise pe diferitele morminte, scrie odihnește-te în pace. E o odihnă. E o odihnă a trupurilor. Și Pavel scrie despre cei credincioși care au plecat la Domnul. Nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, au intrat în această stare de odihnă, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Observați, Pavel nu exclude întristarea pe care o experimentăm atunci când ne despărțim de cineva drag. Oricât de tare am fi, oricât de puternici am fi în noi înșine, despărțirea de cineva drag, fie că este vorba de cineva care moare la o vârstă înaintată sau moare la o vârstă mai fragedă, fie că este vorba de cineva care este mai apropiat sau nu chiar așa de aproape de noi, despărțirea are un impact în viața noastră, lasă o întristare, este o durere, sunt lacrimi, dar diferența este enormă, este enormă. Este o întristare însoțită de o nădejde a reîntâlnirii cu cei dragi versus o întristare fără nicio nădejde. Cei credincioși se întristează, varsă lacrimi. E normal să fie așa, dar întotdeauna au o nădejde, slăvit să fie Domnul. Neprienitului, spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar și în fața morții apare o nădejde, gloria Domnului. Pavel spune, scriu aceste lucruri ca să nu fiți ca ceilalți care n-au nădejde. Câți dintre noi n-am fost la înmormântările celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu? În mod special accidente sau morți în situații dramatice. Da? Ce durere sfârșietoare! Ce durere sfârșietoare! Mamele care își plâng copiii, poate, sau soțiile care își plâng soții. O durere sfârșietoare, de ce? Pentru că nu este o nădejde are întâlnirii. Dar Pavel vine și spune, aș vrea ca voi, cei care aveți pe cineva care a plecat din casa voastră, din familia voastră, din cei dragi, a adormit, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Pentru că lucrurile acestea vi le spun prin cuvântul Domnului, prin revelația divină. Și Pavel vine și ancorează nădejdea aceasta a întâlnirii cu Domnul și cu cei dragi în cuvântul lui Dumnezeu, în revelația sa. Cu privire la soarta celor adormiți, și apoi cu privire la învierea lui Hristos, versetul 14, că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Domnul, Dumnezeu, va aduce înapoi, împreună cu Hristos, pe cei ce au adormit în El. Amin. Mărturia despre nădejdea răpirii și a întâlnirii cu Domnul Iisus n-are de-a face numai cu soarta celor adormiți și nădejdea reîntâlnirii cu El, dar este legată de învierea lui Iisus Hristos. Învierea lui Hristos este temelia acestei nădejdi. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi cu Hristos pe cei ce au dormit în El. 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel ne spune despre lucrul acesta, îl citim la Paști, dar e potrivit, nu numai la Paști. Hristos spune, dacă Hristos n-a înviat, propovedirea noastră este zădarnică, zădarnică este credința,
Dacă nu învie morți, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și ascultați, vă rog. Și prin urmare, cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Nu este nicio speranță pentru cei ce au murit până acum în Hristos. Dacă numai pentru nădejdea aceasta ne-a pus, pentru viața aceasta ne-a pus nădejdea, suntem cei mai norociți. Dar acum Hristos a înviat din morți. Pârga celor adormiți. Amin. Și asta face diferența. Învierea lui Iisus Hristos este temelia nădejdei că Dumnezeu va învia pe cei ce au murit în El. Iată în adevăr ce vă spunem, spune Pavel în versetul 15, prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. O altă mărturie despre răpire, o altă mărturie despre ordinea sau succesiunea răpirii este faptul că tocmai cei care au adormit în Hristos vor fi primii la îmbarcare. Vor fi primii la îmbarcare, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Deci e așa. Fiecare la rândul cetei lui, spune Pavel 1 Corinteni, vor învia. Și aici el ne revelează acest adevăr extraordinar că în momentul acela glorios, prioritate vor avea întâi de toate cei morți în Hristos. În ziua aceea, nu molurile, nu piețele aglomerate, nu străzile pline și pasajele pietonale pline cu turiști vor fi locurile cele mai agitate din lumea aceasta. Știți, în ziua aceea răpirii, care vor fi locurile care vor forfota de cea mai multă viață și activitate? Cimitirele. Până atunci, e odihnă, e liniște. Liniște care este întreruptă doar atunci când un nou locatar este pus acolo. Și apoi iarăși se așterne liniștea. Dar va veni o zi în care în toate cimitirele în care au fost așezate trupurile celor credincioși, va fi forfotă în ziua aceea. Și cei morți în Hristos vor avea prioritate. Există companii aeriene pe care, în schimbul unei sume de bani care o plătești, îți oferă prioritate la îmbarcare. Dacă ai un număr de mile, dacă ai un card și ai avansat de la silver la aur și așa mai departe, ai prioritate la îmbarcare. Intri în avion și nu mai stai la coadă după ceilalți, ci intri și ești între primii. Prioritate la îmbarcare. Va veni o zi în care Hristos va apărea pe norii cerului și prioritatea la îmbarcare vor avea cei morți în Hristos. Amin. Unul din lucrurile care îmi place să le fac atunci când merg la cimitir, mergem la cimitir împreună cu familia la mormântul fiicei noastre, este să mă uit acolo unde este Hadasa și să spun: Hadasa, tu vei avea prioritate. Tu vei avea prioritate. Tu vei zbura spre Domnul înainte de noi. Slăvit să fie Domnul! E mărturia ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Pavel vine în continuare și ne detailează câte ceva despre momentul sau succesiunea, momentele răpirii, succesiunea acestor evenimente. Deja am înțeles din versetul 15 că prioritate vor avea cei care au murit în Hristos, iar noi, cei care vom fi în viață, nu vom lua-o înainte celor adormiți. Dar apoi în versetul 16 Pavel vine și ne spune cum vor sta lucrurile, care este ordinea acestor evenimente. Însuși Domnul, spune, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Sunt trei lucruri amintite aici, trei faze, dacă vreți: întoarcerea Domnului Iisus din cer, coborârea Lui pe nori, învierea sfinților care au murit în Hristos și apoi însoțirea noastră și întâmpinarea celor care au rămas în viața sfinților de pe pământ împreună cu ei în văzduh. Primul lucru este întoarcerea Domnului Iisus din cer. Apostolul Pavel spune: Însuși Domnul nu va trimite un înger în locul lui, El va veni, însuși Domnul, spune Apostolul Pavel, cu un strigăt. Oarecare strigăt? Să fie strigătul acela la care el face referire când Fiul omului strigă, cei morți vor învia? E strigătul acela care a
fost auzit la mormântul lui Lazar? A trebuit să fie personalizat atunci și să spună Domnul Iisus doar Lazare, că dacă ar fi spus ieșiți afară, toți morți ar fi ieșit. Dar în ziua aceea, acel strigăt va fi auzit și toți cei morți în Hristos vor învia. Ce minune! Moartea va da înapoi, locuința morților va da înapoi, marea va da înapoi, pământul va da înapoi, trupurile tuturor celor care au murit în diferite situații. Și Hristos le va dărui un trup nou și ei vor fi răpiți. Un strigăt cu glasul unui arhanghel. Oare ce să fie asta, glasul unui arhanghel? Glasul unui arhanghel e posibil să fie glasul arhanghelului Mihail, căpetenia oștilor cerești? E posibil ca acest glas, acest strigăt al arhanghelului să fie o chemare la adresa tuturor îngerilor, a tuturor oștilor de îngeri, să-L însoțească pe Domnul Iisus, să fie garda Lui la revenirea Lui pe norii cerului, pentru că El va veni în văzduh și văzduhul este dominat de prințul puterii văzduhului. Domnul Iisus va coborî să aibă întâlnirea aceasta pe nori, în văzduh, exact în teritoriul, în domeniul lui Satan. Știți lucrul acesta? Dragii mei, ce se întâmplă aici este o sfidare la adresa celui rău. Cel rău care a încercat să distrugă biserica lui Hristos, să-și bată joc de lucrarea lui Dumnezeu, de mireasa lui Hristos, nu va putea împiedica răpirea credincioșilor, nu va putea împiedica învierea din morți a sfinților și nu va putea împiedica însoțirea noastră cu Domnul Iisus în văzduh, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că însuși Domnul, cu un strigăt și cu glasul unui arhanghel, va coborî din cer. Și cu trâmbița lui Dumnezeu, este vorba de trâmbița aceea lui Dumnezeu, șofarul acela care chema poporul Israel, chema la luptă sau chema la convocare, la adunările Domnului. A fost fratele David Nagy, vă aduceți aminte, în urmă cu mai mulți ani la noi și a cântat din șofarul acela și parcă atunci când i-a auzit când cântul acela sau zgomotul acela, sau cum pot să-i spun, că e un sunet așa interesant, te-au trecut toți fiorii, dar atunci când Domnul Iisus, pe unda Duhului Sfânt, va coborî și se va auzi trâmbița aceea lui Dumnezeu, va fi o convocare a tuturor sfinților din toate timpurile, din toate locurile. Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Despre această înviere am vorbit. Dar ascultați, vă rog, apoi noi cei vii, care vom fi răpiți, rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. În văzduh. Ultima categorie amintită aici este a celor care vor fi în viață. Și printre ei ne nădăjduim că vom fi și noi. Dacă Domnul nu ne va chema acasă prin moarte, o va face prin glas îngeresc. Amin? Dacă vom fi prinși în viață, noi ce vii vom fi răpiți. Asta este termenul folosit. Harpazo, în limba greacă, înseamnă a răpi, a lua, a smulge cu putere ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Ce întâlnire! Ce întâlnire glorioasă! Ce sentimente fără seamăn! Ce priveliște de nedescris! Ce miracol extraordinar! Când într-o clipită, spune Pavel în Corinteni, vei simți puterea aceea nemaipomenită a lui Dumnezeu, care instantaneu, într-o clipită, te va transforma în trup de glorie! Ce putere! Dacă am putea să o comparăm cu electricitatea, oare câți vați vor trece prin noi? Nu știu cum va fi, dar cred că va fi glorios! Slăvit să fie Domnul!
Cel mai minunat este finalul. Astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Dragii mei, mângâierea răpirii. Dincolo de toate aceste lucruri care vor fi atât de interesante, este mângâierea pe care o avem atunci când ne gândim că toate aceste lucruri se vor întâmpla cu noi și Domnul a pregătit pentru noi. Și Pavel spune că asta este un motiv de mângâiere de plină, pentru că zice, vom fi totdeauna cu Domnul. Din momentul acela nu vom mai fi nedespărțiți de El, vom fi totdeauna cu El. Oare nu e așa că orice am spune despre, orice am comentat despre cuvântul acesta, despre expresia aceasta, orice am spune, orice cuvinte frumoase am folosi, ar scădea din greutate, din valoare, puterea acestor cuvinte, vom fi totdeauna în Domnul, cu Domnul. Asta spune totul. Și este cel mai minunat lucru, cea mai măreață experiență din veșnicie. Nu că vei călca pe străzi de aur, nu că vei sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, nu că vei avea ocazia să stai de vorbă cu Apostolul Pavel și să-l întreb lucruri de teologie, nu că vei avea ocazia să explorezi lumile noi pe care Dumnezeu le-a creat să domnești împreună cu Hristos, ci cel mai glorios lucru este că vei fi cu Domnul, voi fi cu Domnul. Asta îmi doresc. Și asta cred că trebuie să ne dorim fiecare dintre noi. E un motiv de mângâiere de plină și un motiv de mângâiere și încurajare reciprocă. Spune Pavel, mângâiați-vă dar unii pe alții. Auzi, asta trebuie să fie cuvintele cu care să ne încurajăm, să ne îndemnăm. Atunci când vedem că e greu, că fratele de lângă noi îi e greu, că e obosit, că furtuni s-au bătut asupra lui și a pierdut viziunea, și a pierdut busola. Spune-i, încurajează-l și dăruiește-i această mângâiere. Frate, mereu, un pic mai mult, hai să luptăm, mereu înainte și vom pricepe, mereu înainte și vom afla. Te încurajează, mergi în lumină, vom înțelege de ce e așa. Încă puțin. Mi-e drag, Ioanid, și știți lucrul acesta. Și m-a fost greu să aleg ca și încheiere a mesajului despre răpire dintre două poezii a lui. Una este o poezie legată de puiul de lebădă, atât de frumoasă, dar mai lungă. Numai din rațiuni de timp, numai din rațiuni și pentru că vreau ca frații să mai cânte mai o cântare, o rostesc pe cea de-a doua, când trandafirii înfloresc. Nu-i primăvară, nu-i luna mai, dar ascultați, vă rog, când trandafirii înfloresc, o mare taină în ei se arată. Când trandafirii înfloresc, toți cei ce așteaptă și iubesc, aud un susur îngeresc din primăvara neuitată. Era o zi cu cer senin, cu aceleași flori pe ramuri ninse. Era o zi cu cer senin, când de pe acest pământ străin se înălța atât de linii sus cu brațele întinse. Erau și atunci flori de nea, și flori de sânge și de soare. Erau și atunci flori de nea, când cel căzut sub crucea grea, atât de liniștit urca spre galasine pieritoare. Se înălța spre nepătruns, spre scânteierile gigante. Se înălța spre nepătruns, iar când pe bolt a ajuns un abur palid l-a ascuns ca un reflex de diamante. Și atunci o șoaptă se auzi și un glas de înger în grădină. Și atunci o șoaptă se auzi. Acest Iisus va reveni, la fel cum în această zi s-a înălțat către lumină. De aceea, an de an privesc. Și în al 2015 avem motive mai multe, că ne-am apropiat mai mult de acest eveniment. Și gând cu gând mereu se întreabă. De aceea, an de an privesc. Și vreau să strig, dar nu îndrăznesc. Când randafirii înfloresc, vino, Doamne, mai degrabă, amin. Poți să spui asta? Ai nădejdea asta? În seara aceasta, dacă ești aici și nu-L cunoști pe Hristos, nu aștepta serile următoare, nu aștepta seara de miercuri sau de joi, să mai vii la o seară de evanghelizare. Astăzi, dacă auzi glasul lui Hristos, nu-ți împetri inima. Astăzi, pocăiește de păcatul tău. Astăzi, cheamă numele Domnului cu credință. Astăzi, împacă-te cu Dumnezeu. Să ai parte de această nădejde. Să poți și tu să spui, vino, Doamne Iisuse. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.
Stăteam pe scaun și dintr-o dată mi-a venit un gând. Am adus aminte de o cântare. Nu știu de ce simt că trebuie să o cânt. Poate pentru cineva, nu știu. E o cântare care, cântare evreiască, scrisă de un om cu inspirație și care spune așa: laudă astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patimi, dar nu patimile alea de fumat și de băutură, sau mă știu eu ce patim, de televizor, de câte ar fi ele, ci patimile alea așa ca și al lui Hristos. Zice și Pavel și ceilalți că dacă Iisus a pătimit, cu atât mai mult și noi trebuie să trecem un pic pe acolo. Probabil că știți această cântare. Laudă astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patim, laudă-L printre suspine, laudă-L printre lacrimi. Drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-L urce. Laudă astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patim, laudă-L printre suspine, laudă-L printre lacrimi. Drumul crucii trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Mare să-ți fie credința, roagă-te și fii tare, nu ocoli suferința, ea îți va da răbdare. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Domnul ți-ntinde aproape mâinile sale bune, scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. E spre cer altă cale, mergi cu Iisus într-una, numai pe urmele sale poți dobândi cununa. Drumul slavei trece și pe la cruce, genunchi să-L urce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Slăvit să fie Domnul! O mai cântare! După, dacă mai aveți răbdare, o cântare. După ce terminăm, vă rugați și n-am știut că e... O cântare care place la fratele păstor. Deci să nu trecem repede păstrean, dar după ce ne rugăm și mulțumim Domnului.
Doamne, vrednicește-ne să umblăm pe drumul acesta care duce în slava Ta, călcând pe urmele Tale și plătind prețul care Tu l-ai plătit. Aș vrea să rog pe fratele Mihai Drăgan să ne conducă în rugăciune pentru seara asta. Doamne, Tată, ce mare har să fim astăzi aici, în locul acesta. Slavă Ție, Doamne! Doamne, îți mulțumim din suflet pentru ziua de azi, Doamne. Mulțumim. Și, Doamne, Te rog, pune în fața noastră o săptămână plină de har, Doamne. Amin. Doamne, ajută-ne să răspândim cuvântul Tău și să grăbim venirea Ta, Doamne. Vino, Doamne, așa să ne ajut, Doamne. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și aș vrea să ascultăm o ultimă cântare pe frați. Nu vă grăbiți, după aceea, cu pacea Domnului, biserica se eliberează. Eu vreau să cânt celui sfânt că mi-a dat prin cuvânt credința și dragostea ce ne-a unit pe pământ prin acest legământ ca să fim mereu așa. Știu că într-o zi voi păși sus în veșnicii când toate se vor sfârși, dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Chiar te-aș vorbi în limbi cerești și chiar dacă aș proroci, toate tainele de le-aș cunoaște în lume, știința de-aș descoperi. Pot avea credință să mut și munți, chiar averea de-aș împărți. Fără dragoste în Domnul nimic nu sunt, fără dragoste n-aș dăinui. Aș vrea să cânt celui sfânt că mi-a dat prin cuvânt credința și dragostea ce ne-a unit pe pământ prin acest legământ ca să fim mereu așa. Știu că într-o zi voi păși sus în veșnicii când toate se vor sfârși, dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Deci dragostea voastră să fie curată, lipiți-vă tare de ea. În dragoste să faceți orice lucru, căci Dumnezeu vă vrea așa. Să vă iubiți cum iubește Iisus, în El să rămâneți mereu. Căci dragostea sfântă nu va pieri, dragostea e Dumnezeu. Eu vreau să cânt celui sfânt că mi-a dat prin cuvânt credința și dragostea ce ne-a unit pe pământ prin acest legământ ca să fim mereu așa. Știu că într-o zi voi păși sus în veșnicii când toate se vor sfârși, dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Aș vrea să cânt celui sfânt că mi-a dat prin cuvânt credința și dragostea ce ne-a unit pe pământ prin acest legământ ca să fim mereu așa. Știu că într-o zi voi păși sus în veșnicii când toate se vor sfârși, dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Eu vreau să cânt celui sfânt că mi-a dat prin cuvânt credința și dragostea ce ne-a unit pe pământ prin acest legământ ca să fim mereu așa. Știu că într-o zi voi păși sus în veșnicii când toate se vor sfârși, dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Eu vreau să cânt celui sfânt că mi-a dat prin cuvânt credința și dragostea ce ne-a unit pe pământ prin acest legământ ca să fim mereu așa. Știu că într-o zi voi păși sus în veșnicii când toate se vor sfârși, dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Dar dragostea nici când nu va pieri, ea rămâne pentru veșnicii. Amin, amin.
Doamne, mărește credința, nădejdea, dar mai ales dragostea noastră. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, să fiți aluiți.